Domnule ministru, domnule secretar de stat, doamnelor și domnilor, aș vrea să fac câteva precizări vis-a-vis de argumentele care au stat la nivelul conducerii Poliției Române în momentul în care am făcut aceste propuneri de eficientizare a conceptului de poliție în mediul rural. Vreau să cunoașteți că până când am formulat aceste propuneri am consultat toate inspectoratele de poliție județene. Am beneficiat de sprijinul organizațiilor sindicale, Corpul Național al Polițiștilor, ca și organizație profesională. Am introdus de asemenea un chestionar pe care l-am aplicat atât polițiștilor cu funcții de execuție, cât și polițiștilor cu funcție de conducere. Toate aceste date au stat la baza unui studiu realizat de către Institutul de Cercetare și Prevenirea Criminalității din Inspectoratul General al Poliției Române. Studiu care a prezentat organizarea serviciului polițienesc în mediul rural. De asemenea, am beneficiat și de un sondaj de opinie efectuat de către un institut specializat. A fost extrem de important pentru noi și percepția opiniei publice, dorința cetățeanului vis-a-vis de modul de acțiune al poliției în mediul rural. Parte din analiza situației operative cu privire la evoluția infracționalității în mediul rural a fost prezentată de către domnul secretar de stat, chestor principal de poliție Căbulea. Vreau să mai fac precizările că am constatat o creștere a infracțiunilor cu violență în mediul rural și vreau să subliniez acest lucru. Tâlhăriile în mediul rural au crescut cu peste 13%. De asemenea, am înregistrat creșteri importante, 47% furturile de animale și de asemenea am înregistrat creșteri la infracționalitatea stradală sesizată față de aceeași perioadă a anului trecut și aici mă refer la o analiză de la momentul implementării acestui concept, 1 octombrie până la sfârșitul lunii iulie. Deci infracționalitatea stradală în mediul rural a cunoscut o creștere de 23%. Important pentru noi a fost și faptul că din analiza a rezultat că inclusiv infracțiunea de ultraj împotriva polițistului în mediul rural a cunoscut o creștere de 17,4%. Iarăși important a fost și faptul că din analiza efectuată am constatat că timpul de intervenție la evenimentele sesizate pe 112 a crescut. Dacă aveam o intervenție de sub 10 minute undeva în jurul procentului de 75%, odată cu implementarea acestui concept, timpul de intervenție sub 10 minute a ajuns undeva la 50%. Acestea au fost datele din analiza situației operative. Din punctul de vedere al suportului acordat acestui concept, vreau să subliniez că tot ceea ce înseamnă promoții ale unităților de învățământ ale Ministerului Administrației și Internelor au fost canalizate către acest concept, către mediul rural. Și aici o treime din o promoție de ofițeri din 2011 a fost repartizată în mediul rural, adică 131 de ofițeri de poliție. Și de asemenea, în luna mai 2012, aproape integral, de fapt 1353 de agenți de poliție din promoția 2011, toți au fost repartizați către poliția rurală. Din punctul de vedere al resurselor logistice, financiare, acest concept a beneficiat de prioritate și s-au acordat resursele necesare pentru a putea să fie operațional, dar am constatat că toate costurile au crescut. Nu era o problemă dacă constatam această creștere la cheltuieli, dacă și eficiența acestui concept, dacă reușeam să avem o creștere a gradului de siguranță al cetățeanului în mediul rural. Dar din analiza situației operative ați văzut că marea majoritate a infracțiunilor din mediul rural au cunoscut creșteri. Cum vă spuneam la începutul intervenției mele, am beneficiat și de un sondaj de opinie efectuat de către un institut specializat și aș vrea să vă prezint câteva dintre concluziile acestui sondaj. Din răspunsurile cetățenilor, extrem de important pentru Poliția Română, a rezultat că 58% dintre aceștia consideră că forma de organizare cu secțiile de poliție fără posturi de poliție sau cu posturile de poliție cu un singur polițist este în dezavantajul cetățeanului. 73% dintre aceștia, dintre cetățeni, au spus că timpul de intervenție al polițiștilor la sesizările acestora au crescut undeva de la 20 de minute până la aproape o oră. 86% dintre cetățeni apreciază că un singur polițist la posturile de poliție este insuficient pentru a face față nevoilor comunității. Și 90% dintre cetățeni intervievați
au apreciat că doresc mai mulți polițiști la postul de poliție, apreciind că prezența și vizibilitatea acestora în localitate le conferă un sentiment de siguranță. Urmarea tuturor acestor analize, noi am făcut propunerea și domnul ministru Mircea Dușa a aprobat ca începând cu 1 septembrie să eficientizăm acest concept de poliție în mediul rural. Astfel, am suplimentat efectivele, a precizat domnul secretar de stat, vom avea o creștere a efectivelor în mediul rural, vom reînființa funcția de șef de post, care va asigura o coordonare la nivelul postului de poliție comunal, iar posturile de poliție comunale, polițiștii care își vor desfășura activitatea acolo, numărul acestora va fi suplimentat progresiv, astfel încât să reușim să acoperim mult mai bine teritoriul de competență. Patrularea și intervenția la evenimente se va asigura de regulă de polițiștii din posturile de poliție comunale. De asemenea, intervenția la evenimentele semnalate se va efectua pe principiul cel mai apropiat polițist de locul evenimentului va interveni și se va menține calitatea de organ de poliție judiciară și de poliție rutieră pentru toți polițiștii din mediul rural. Vom păstra și mare parte din secțiile de poliție din mediul rural, acestea având un rol de coordonare a patrulării și vor avea și un mic compartiment de poliție judiciară. Esențial pentru noi a fost să încercăm să asigurăm un standard ridicat de competența polițiștilor și să avem o eficiență mai mare în mediul rural. Important a fost și ceea ce a rezultat din acel sondaj, din dorința cetățeanului. Sperăm că această eficientizare a conceptului să își arate cât mai repede eficiența. Domnul ministru, vă raportez că am terminat.